Banca Națională a Moldovei anunță că în următoarele zile euro se va aprecia semnificativ față de leul moldovenesc și asta pentru că Banca Centrală Europeană a decis să micșoreze rata dobânzii la depozite cu 0,1% până la minus 0,3%. În virtutea acestei decizii a avut loc o corecție semnificativă a cursului euro față de dolar, în sensul aprecierii semnificative a euro. BNM precizează că evoluția euro pe piața internațională va determina o apreciere semnificativă a euro față de leul moldovenesc în zilele următoare. În același timp, expertul IDIS Viitorul în domeniul financiar bancar, Sergiu Gaibu, a declarat telefonic pentru RTR Moldova că obiectivul final al deciziei Băncii Centrale Europene este stimularea creșterii economice. Mai mult, valuta europeană timp de o lună și jumătate de pe 15 octombrie curent și-a menținut un trend de scădere. Deja așteptările pentru euro nu sunt optimiste. Nu putem vorbi cu astfel de calificative cum ar fi creștere semnificativă, pentru că tendința euro este una de scădere față de dolarul american. Și asta pentru că economia Europei este apreciată mai slab decât cea americană, iar chiar dacă leul se va deprecia în următoarele zile, atunci acest fapt va ține mai degrabă de unele aspecte interne, a mai precizat expertul. Președintele PSRM Igor Dodon se află cu o vizită de lucru la Moscova la invitația liderului Partidului Spravedliva a Rusiei, Serghei Mironov. Dodon se va vedea cu demnitar din Duma de Stat, dar va participa și la decernarea premiilor laureaților și învingătorilor concursului internațional Istoria Marii Victorii în istoria unei familii, organizat de Partidul Spravedliva a Rusiei. Alături de Dodon la festivitate va participa și Analiza Baso din Moldova, membră a aripei de tineret a PSRM Garda Tânără, care a devenit laureat al concursului la categoria Împreună am călit Marea Victorie. Primarul de Bălți, Renato Usat, îi sprijină 7 centre sociale care găzduiesc persoane cu dizabilități. Într-o postare pe internet, Usat i-a scris că statul ar trebui să acorde o mai mare atenție acestor oameni și necesităților lor. Primarul de Bălți a mai scris că a primit o listă cu lucruri concrete necesare acestor centre, pe care le va procura din banii personali și le va face cadou. Totodată, Usat i-a precizat că el are deja conturat un plan privind suportul persoanelor cu dizabilități, pe care îl va face public în curând. Deputatul PSRM Vlad Bătrâncea și cel liberal Veceslav Untilă vor fi invitații de azi din cadrul emisiunii Vineri cu Anatolie Golea, difuzată pe RTR Moldova începând cu ora 20:15. Întrebările atât pentru moderator, dar și invitați pot fi expediate pe adresa golea@rtr.md. Sergiu Ciobanu a declarat pentru Deschide.md că odată ce directorii ANRE au fost demiși, angajații agenției nu își pot ridica salariile, întrucât nu are cine să semneze actele. Întrebat despre votul PL alături de cel al socialiștilor și comuniștilor de joi din Parlament, Ciobanu a spus că este o decizie politică și nu comentează decizii politice. Cred că ei au votat în contextul majorării tarifelor, urmărind ca în felul acesta să-și mărească capitalul politic, ceea ce, în opinia mea, este incorrect. Majorarea tarifelor era inevitabilă și ei știu asta, a mai spus Ciobanu. Joi, la inițiativa socialiștilor, a fost votată anularea hotărârii din 2013 cu privire la numirea directorilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a declarat pentru Tribuna cât ar costa eventuale alegeri anticipate. Ciocan a menționat că de fiecare dată când sunt anunțate orice fel de acțiuni electorale, se face un deviz astfel estimând costurile. În alegerile parlamentare, noi ne-am bazat pe aproximativ 50 de milioane de lei, dar cheltuielile de facto au fost mai mici. Noi foarte economicos am utilizat banul public, dar oricum în devizul de cheltuieli, dacă va fi nevoie, nu vom avea o cifră mai mică de 50 de milioane de lei, a mai spus Ciocan. Ministrii de externe rus, Sergei Lavrov și cel turc Mevlut Cavusoglu, s-au întâlnit la Belgrad prima dată de la incidentul cu dobărârea avionului rus de către armata turcă. Oficialul de la Ankara a menționat că este important ca să fie păstrate canalele de dialog deschise. La rândul său, Lavrov a spus că nu a auzit nimic nou din partea Turciei. La New York a fost dat startul sărbătorilor de iarnă cu tradiționala aprindere a luminițelor pe uriașul brad instalat în piața Rockefeller Center. Pomul de 24 de metri înălțime a fost instalat într-unul dintre locurile cele mai vizitate de turiști și va rămâne aprins zilnic timp de mai multe ore până pe 7 ianuarie, cu excepția ultimei zile a anului când cele 45.000 de luminițe vor rămâne aprinse non-stop.